Creștinii ortodoxi au intrat în postul Paștelui, un post care va dura 40 de zile, considerat de preoți a fi cel mai aspru în ceea ce privește interdicțiile alimentare. Am intrat în postul cel mare, numit și postul Paștelui, un post deosebit, atât ca extensie, cât și ca asprime. Durează 40 de zile, nesocotind săptămâna patimilor. În același timp este mai aspru pentru că avem interdicții alimentare mai severe. Chiar se merge atât de departe încât avem zile în care nu se consumă nici ulei, nici vin. Este de fapt un exercițiu pe care Biserica îl propune tuturor creștinilor ortodoxi, un exercițiu de asceză care vizează regenerarea capacităților noastre interioare pentru a promova virtutea în viața de toate zilele. Postul mare are un rol de detoxifiere a organismului uman ieșit din iarnă mai slăbit. În opinia preoților, postul Paștelui are și un caracter de dietă alimentară, dar în egală măsură și un rol de mântuire sufletească prin rugăciuni. Postul are o dublă semnificație. Așa cum și omul este constituit din două elemente distincte, corpul fizic și spiritul care este imaterial. În primul rând, postul are rolul fiziologic de a regla, de a detoxifia organismul, de a reechilibra viața metabolică a corpului uman, dar redus doar la această dimensiune, el are mai degrabă caracteristicile unei diete. De aceea, valoarea superioară pe care o are postul se referă la rolul soteriologic, adică mântuitor al postului. Și acest rol se regăsește foarte bine în faptul că omul în această perioadă intensifică viața spirituală. Preoții propun credincioșilor în perioada postului mare o introspecție privitoare la viața proprie a fiecărui creștin. Face o introspecție asupra propriei sale vieți, constată părțile negative pe care încă le mai poartă în desaga sa, se străduiește să le elimine și în locul lor să așeze virtuțile frumoase care sunt evidențiate în viața creștină și în legea morală a bisericii noastre. Postul mare trebuie să fie însoțit nu doar de interdicțiile alimentare impuse de canoane, ci și de rugăciune, dar mai ales de fapte de milostenie. Postul neînsoțit de rugăciune și de milostenie rămâne un exercițiu stinger care nu aduce roade atât de bogate. De aceea invităm pe toți cei care doresc să atingă culmile acestui post să intensifice viața de rugăciune și neapărat să pună accentul pe iubirea față de semeni prin faptele de milostenie pe care le poate săvârși. De-a lungul celor 40 de zile de post există și anumite zile de deslegare la pește, în Duminica Floriilor. Anul acesta, Paștele Ortodox cade în ziua de 1 mai, coincizând cu Ziua Internațională a Muncii.